Ne propunem să efectuăm împărțirea a două polinome din R de X, și anume polinomele F și G, un polinom de gradul 5 și un polinom de gradul 2. Pregătim schema pentru împărțire. Iată, deci, polinomul de gradul 5 este X la puterea 5-a minus 2 radical din 2 X la 3-a plus x pătrat plus 3x minus radical din 2 minus 1. Atragem atenția că termenul liber a polinomului de gradul 5, a de-împărțitului, este minus radical din 2 minus 1, deci un număr real. Și se împarte la polinomul g, adică la x pătrat minus radical din 2. Începem împărțirea. X pătrat în x la 5 merge de x la a 3-a ori x la 3-a ori x pătrat este x la 5-a, deci minus x la 5-a. X la 3-a ori minus radical din 2 este minus radical din 2 x la 3-a, deci plus radical din 2 x la puterea 3-a. Reducem termenii asemenea. X la 5-a minus x la 5-a se reduc. Radical din 2x la 3-a minus 2 radical din 2x la 3-a este minus radical din 2 x la 3-a. Adăugăm și ceilalți termeni. Plus x pătrat plus 3x minus radical din 2 minus 1. X pătrat în minus radical din 2x la 3-a merge de minus radical din 2 x ori minus radical din 2x ori x pătrat este minus radical din 2x la 3-a, trecem radical din 2 x la 3-a. Minus radical din 2x ori minus radical din 2x este plus 2x, deci minus 2x. Din nou reducem termenii asemenea. Se reduc gradul la 3-a. Scriem ceea ce rămâne în ordinea descrescătoare a gradelor, deci x pătrat minus 2x plus 3x este plus x minus radical din 2 minus 1. X pătrat se cuprinde în x pătrat odată, deci plus 1. 1 ori x pătrat este x pătrat, așadar trecem minus x pătrat. 1 ori minus radical din 2 este minus radical din 2, deci plus radical din 2. Obținem, după reducerea lui x pătrat cu minus x pătrat, obținem x, radical din 2 cu minus radical din 2 se reduc, deci x minus 1. Așadar, polinomul f este egal cu împărțitorul înmulțit cu câtul, deci x pătrat minus radical din 2, înmulțit cu x la 3-a, minus radical din 2x, plus 1, plus restul, x minus 1. Facem această probă să vedem dacă, în urma calculelor, ajungem la polinomul de împărțit, adică la polinomul f. Într-adevăr, efectuând înmulțirea, obținem x pătrat ori x la 3 este x la 5-a, x pătrat ori minus radical din 2x obținem minus radical din 2x la 3-a, x pătrat ori 1 este plus x pătrat. Începem înmulțirea cu minus radical din 2, deci minus radical din 2 x la 3-a plus 2x minus radical din 2 și plus x minus 1. Egal în continuare, x la 5-a minus radical din 2x la 3-a
și minus radical din 2x la 3 obținem minus 2 radical din 2 x la 3 x pătrat, deci plus x pătrat plus 2x plus x este plus 3x și termenul liber este minus 1 minus radical din 2. Așadar, am obținut x la 5 minus 2 radical din 2x la 3 plus x la 2 plus 3x minus 1 minus radical din 2, adică de împărțitul.